Ok, următoarea prezentare. Daniel Kene. Ok, Daniel o să se vorbă, el este pasionat de tot ceea ce înseamnă Search Engine Optimization, blogging, social media, link building, probleme tehnice, strategii de cuvinte cheie, analiza competiției, Google Analytics, Analytics, Web Analytics și marketing online. În prezent este CMO. CMO înseamnă Chief Marketing Officer și co-founder la Agile Media. În opinia lui Daniel, SEO înseamnă răbdare, determinare, organizare, perseverență și nu în ultimul rând, muncă. Nu mă rog că nu le-a făcut. Le-a zis răbdare, determinare, determinare. La început erau. Erau pasionat, blogging, da, ok. Ok, o să las-o Daniel să pun prezentarea. Și îți dau și point. Salut, numele meu este Daniel Enz. Fundatorul de Daniel, cum a spus și Ionuț. Mulțumesc și Ionuț pentru prezentare. Trebuia dacă zice, trebuia să nu. Ai citit de fantastic. Am știut, dar... Deși tema de astăzi este cum putem deveni specialiști pe PPC, nu vor vorbi în mod special despre PPC și despre PPC în niciun caz, despre SEO. Voi vorbi despre cum am putea să devenim un mai bun marketer, cum putem să atingem succesul cu website-urile noastre, cu clienții la care lucrăm și cu cum ne îmbunătățim, cum ne putem îmbunătăți strategiile pentru viitor. Observ că avem în sală și doi copii. Primul slide nu este pentru ei, să zic de aplaudă. Că sunt foarte, foarte bine și cred că sunt pasionat de SEO. Pentru că SEO is IT in excess. Poți de viața, poți de greu. Everyone talks about it. No one really knows how to do it. Everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims that they're doing it. Ce părere aveți, cum se pare? Un domeniu așa foarte, foarte ciudat, pentru că poți întreba. Auzi, stai că am o întrebare, deci cu alte cuvinte, PPC și ăștia care la 19 ani erau virgini. Ei nu fac, nu ei chiar spun că nu fac. O să comentez. Cu alte și PPC este aici sexual, nu? Asta e limitarea, nu? You're paying for it! Înainte de a vorbi despre SEO și despre ce ar trebui să facem în continuare când promovarea unui site, ar trebui să știm în primul rând care este rolul unui website. De ce creăm site? Facem marketing online? Facem bani? Facem bani? Prezentăm companii. Prezentăm companii, ok. Sau persoane. Sau persoane, ok. About me bucur. Să aducem un plus de valoare, să oferim informații, să... Creez comunitate. Să creăm comunități. Răspunsul este să-ți facă bani. La sfârșitul zilei trebuie să facă bani. Din tot ce oferă el. Că este consumul, că este informație, că sunt ghiduri, că sunt video, că este tot ce vreți voi, că trebuie să facem acolo. Oricum, probabil știți, în ziua de astăzi sunt foarte, foarte multe tipuri de marketing online. Că este agile marketing, că este affiliate marketing, că este search engine marketing, că este SEO, că este pay-per-click marketing, că este guerilla marketing. Toate aceste tipuri de marketing ne pot ajuta și pe partea de online. Da, știam că e agile, e stil de marketing, nu e tip de marketing. Poți să spui ce înseamnă agile marketing? Da, bună întrebare. Agile marketing este... De management. Este agile development. Conceptul de agile marketing este luat de la agile development. Este vorba de... acțiuni care se petrec foarte, foarte rapid în sprint. De exemplu, marketingul tradițional este să faci un plan pe o perioadă foarte lungă, să pleci de aici, să ajungi aici. Dar agile marketingul este vorba despre iterații, teste foarte, foarte multe și foarte rapide și răspuns real-time. De exemplu, cum e cu partea de SEO. Vine Google, îi produce un urmărit și noi trebuie să fim fix pe faza bun și să facem niște acțiuni, să luăm niște decizii într-un timp foarte, foarte scurt.
Adică nu te mai blochează în planul acela de marketing. Pleci de aici, urmezi 10.000 de pași și ajungi la, la final, la rezultatele lor. Credeți că un site poate să atingă succesul, să-ți facă bani cu singur tip de marketing? Este SEO, este PC sau este cont sau este social? Toate la unul o să facă. Toate la unul, cum vrut ești. Cel mai bun marketing, mai ales pe online, este, este un mic marketing. Adică putem să corelăm foarte, foarte bine și SEO și pe PC și cont și social și mail și orice altă disciplină ai vrezi. Voi vorbi puțin despre inbound marketing, este un concept care mi-a place foarte mult. A fost metat de cei de la HubSpot, Parmeșa și Cucranilor, colegului care este CEO, și evangelizat de Ryan Fishkin de la Sofmoz, care probabil și se inbound-ul ne ajută să promovăm o companie sau un website sau un business online prin bloguri, prin video, prin e-book, prin newsletter, special prin content. Și când vorbesc de content, vorbesc de toate tipurile de conținut. Este foarte greu în creștere, bineînțeles, tipul de conținut. În general, toată lumea se gândește doar la tipuri pe blog și nu este fals. Puteți face și poze, puteți face memori, puteți face tipografice. Nu face foarte mult. Inclusiv produsul în sine în funcționare. Exact, exact. Pe când pe partea de aur, la un marketing, trebuie să merge la TV, la radio, să plătim reclame foarte, foarte scumpe, inclusiv la PPC, dacă la PPC nu mai putem plăteam bani, reclame noastră mai mare. Și prin inbound marketing puteți atrage atenția non-customerilor, care vin la noi pe site, îi putem reține și putem converti aceste strategii. Mai multe informații despre acestea găsiți în timpul în josul prezentării. După cum vă spuneam, cofondatorii HubSpot, am un institut foarte, foarte grozave, vi le recomand, dar nu sunt gratuite. Și Redfish, în care a făcut o treabă excelentă adoptând principiile inbound marketingului pe site-ul frumos. Este un punct de referință pe toată lumea și chiar au niște tool-uri excelente pe care vi le recomand cu mare vedere. Aici este metodologia inbound marketingului. Este luată de pe HubSpot. Nu cred că ar trebui să intrăm foarte mult în detalii aici. Ideea este să atragem străini, să-i convertim în vizitatori, să-i încercăm să-i reținem la noi pe site și în comunitatea noastră și în timp să-i amuzăm. Sau să interacționăm cu ei prin mediile sociale, newsletter și alte metode. Pentru voi ce înseamnă SEO? Ce scrie pe info? Adică nimic, nu? Eu m-am recunoscut, dar n-ai înțeles. SEO este un recunoscut. Se schimbă tot timpul. Algoritmul nu este SEO. Este SEO, what the fuck is SEO, nu? Vă recomand articolul ultim de prezentare. Mi-a putut foarte mult scris de Ianiu de la Portem, care are o explicație abstractă despre SEO. SEO nu înseamnă doar neapărat cu niște metataguri, cu niște conte, cu niște keyword, niște link-uri, niște social. O strategie? Da, eu sunt o strategie, este mai mult cum de facă. Cum de facă. Și totul SEO încă are o problemă de reputație. Am găsit poza aceasta pe Google. Auzi, de ce-i blurat acolo? Sincer, nu știu, mă gândesc că există ceva care nu vrea să apară. Ceva de adult, probabil. Dar SEO-urile ori sunt întrebări care vin de la cei care caută informații despre SEO. Și da, într-adevăr, este o problemă de reputație care încă persistă și probabil persistă și din cauza noastră. Sau a celor care folosesc alte tehnici decât în cele vorbate de Google. Dar asta nu înseamnă că SEO a murit sau că nu funcționează în continuare. SEO merge foarte bine atât din cât există search și cât există oameni care folosesc Google. Există cineva înseamnă care folosește Google? Urâți Google? Folosești cineva aia cu Bing? Dragul și pe la momentul ăla, și care folosește Bing. Și faci PPC pentru Bing, nu? În timpul liber. Faci teste. Am înțeles. Și atâta timp cât există search, există
Google singur va exista și SEO. Avem nevoie de SEO ca să promovăm site-urile noastre, blogurile sau business-urile pentru care lucrăm. Pentru mine SEO, după cum spuneam, înseamnă cu multe factori. Nu este strict o parte tehnică, o parte creativă sau o parte de marketing și PR. Inclusiv web analytics, inclusiv social media poate fi foarte bine combinată cu inclusiv AB testing și partea de optimizare a ratei de conversie. Ce înseamnă AB testing la SEO? AB testing la SEO? Da. Ai o pagină de produs, să zicem de magazin online, și vrei să vezi dacă poți să faci îmbunătățiri pe partea asta, ca să pagina respectivă să vândă mai bine. Adică produsul efectiv să vândă mai bine. Poți să faci un altă chestie simplu, faci un studiu în analitic și vezi dacă varianta ta a fost mai bună sau nu. Bine, după câte vezi, e băgat la Chrome, nu neapărat la SEO. Da, este o altă disciplină, dar corelată cu SEO. Adică e tangențial, e tangențial. Foarte tangențial, adică merg foarte bine în urmă. Deci, în felul următor, de când prin SEO și prin content și prin social, să atragi clienți pe site, încerci să îi ții la tine pe site prin conținutul și prin site-ul tău. Și tu pleacă și nu cumpără și întrebi, băi, de ce am 10.000 de trafic la urmă și nu cumpără. Poți să mai faci SEO fără social și fără Chrome? Poți să faci, dar nu cred că... Dar fără rezultat, la cum? Exact. Nu cred că ai obține la fel de bun rezultat la fel de bun. Ai fel de bicicletă fără lanț? Nu. SEO și atinge SEO. Gândește că SEO și atinge SEO. Cu pas SEO. Site, dar nu, site-ul vinde, dar nu la fel de bine pe cum ar putea să vândă dacă faci și optimizarea de comerț. Cel mai important lucru pe care îl văd eu în toată partea asta este conținut. Conținutul se leagă foarte bine și de LinkedIn și de social media și de partea de search și de ranking. Adică dacă nu avem conținut cu care să optimizăm pentru cei cum e, ei nu putem să rancă cu Google. Nu putem să facem SEO pentru o pagină care nu are nimic pe ea. Sau iar LinkedIn-ul trebuie corelat foarte bine cu partea de conținut. Auzi, asta cu trebuie să faceți SEO pentru o pagină care nu are nimic pe ea, s-ar putea contrazice un caz de acum vreo lună, pe care car insurance, căutare pe Google.co.uk, când pagina avea un formular de login în Joomla. Da, sunt și cazuri. Și poate nimic. Da, asta e partea a doua. Google, un algoritm și mai trece greșit. Inclusiv pe cazul ăsta a fost un... pe Google.ro, pe căutarea vacanță, exista un site vacanță.com, era, nu? Net. Vacanță.net. Site gol de câțiva ani buni și locul 1 pentru cont vacanță. A, de ce era pe locul 1? Deci era pe locul 1 pentru că avea un singur link pe Renault de la NATO Confin. Adică sursă foarte, foarte de încredere. Și bătea la fund tot conținutul și toate celelalte site-uri. Și un singur link, atât. NATO.com, da. Pentru cei care nu știți, domeniile .com sunt foarte, foarte greu de obținut. Adică este viziunea internațională. Da. Recunoscut nivel. Deci, dacă aveți un domeniu .com, cum părinte? Scuze-mă, vreau să întreb concret, cum faci AB testing-ul forțel? Ai livrezi două versiuni ale aceeași pagini cu? Exact. Spre finalul prezentării am o listă de tool-uri care le poți folosi și poți să-ți mășteu la mine. Visual Evolution Optimizer și Optimizer sunt niște tool-uri excelente, foarte bune. Drag and drop, pui versiunea de pagină, îți adă roșu, poți mi ce să și vezi în analitică rezultate. Aici este puțin descris procesul de SEO. Probabil știți și voi că SEO se împarte în două mari părți, SEO on site, SEO off site și puțin social. SEO on site, keyword research, analiza competiției ca să știm ce ne poate. Facem keyword research pentru a ști cum să optimizăm paginile web. Optimizăm arhitectura informației a site-ului, adică să punem foarte bine site să fie ușor de... să fie ușor de navigat. Și mergem inclusiv în partea de index, optimizăm titlurile de scriere, instalăm Analytics ca să vedem în timp dacă eforturile noastre sunt răsplătite sau nu. Și apoi mergem în partea de offsite. E offsite link building, care sunt foarte, foarte multe strategii și
vă invit să citiți doi invitări foarte, foarte bun, cu la SEO, ok, și Jason Cidre. Optimizarea locală, cum spunea și Mihai, local are din ce în ce mai mult impact în viețile noastre. Și avem tot felul de dispozitive, tablete, telefoane, căutăm, trebuie să ne punem cu prieteni în oraș, căutăm unde este pub-ul sau restaurantul respectiv. Dacă nu suntem în Google Maps, sau Google Places, sau în Google Local Business, riscăm să fim mai greu găsiți. Dacă aveți un astfel de business, chiar vă recomand să vă scrieți în tot felul de site-uri locale și site-uri de listări locale. După ce terminăm partea de optimizare, putem să mergem în partea de social. Foarte, foarte bine. Social ajută inclusiv la protejarea brandului nostru și la managementul reputației noastre, de exemplu. Am avut un caz în ceva timp în care pe numele unui brand era o agenție de turism. Pe căutarea de brand apărea un articol pe locul lui, nu cumpărați de la brandul ăsta. Cine ar mai cumpăra de acolo? Dacă vezi primul loc brandul tău și pe locul 2 nu cumpăra de la cel de sus, nici mai dai că îi pleci și cauți în altă parte. Dar, în schimb, dacă pe brandul tău ai putea să trempești pagina de Facebook, contul de Twitter, contul de Google Plus sau alte site-uri de listă locale, să chiar un comunicat de presă care este scris pozitiv despre tine, atunci nu trebuie să mai ai probleme. Sunt site-uri cu foarte mare autoritate, care sunt foarte, foarte greu de dat jos. Foarte greu. Facebook rachează în România excelent de bine. Twitter mai puțin, Google Plus iată. Câți dintre voi sunteți pe Google Plus? Ceilalți care nu sunteți, de ce nu sunteți? Inclusiv Google Plus rachează foarte, foarte bine și influențează rezultatele cu care. Dacă un prieten a pus caută ceva pe care voi îl urmăriți, un brand pe care voi îl urmăriți, fiți sigur că brandul respectiv va fi mai sus în vot, dacă e să mă dați în Google. Eric Schmidt spunea că nu te duce de crunch, că până în 2003 existau la și Google peste 5 sabis de informații. Acum informația respectivă se creează odată la două zile. Este un mare, mare consumator de conținut. Sunt convins că fiecare dintre voi aveți un site sau un blog pe care citiți regulat. Este cineva care nu citește pe net? Acum întreabă și de cine cărți. Gândiți-vă ce s-a întâmplat cu site-ul respectiv dacă nu v-ar mai oferi vouă conținutul pe care aveți nevoie. V-ați mai întoarce de acele site-uri? Da? Sigur nu v-ați mai întoarce. Și de asta avem nevoie de conținut. Conținut care ne ajută de parte de SEO foarte, foarte mult. De ce skill-uri ar trebui să ai nevoie ca să fii un SEO mai bun sau un marketer mai bun? Nu știu, aici cred că depinde de fiecare. Pentru mine, primul skill pe care cred că trebuie să-l aveți ar fi pasiune. Dacă nu vă place domeniul ăsta, trebuie să lăsați o parte să faceți face lucruri. Dar dacă vă place, fiți siguri că o să aveți și rezultatul toată lumea. Inclusiv skill-ul tehnic. SEO are o parte foarte, foarte tehnică. Este mai greu de înțeles în comunii. Și n-are văzut în comunii. Comunicare. De ce comunicare? Gândiți-vă că trebuie să comunicăm ceva pe site-urile noastre, nu? Din conținut pe care produce. Scriem un articol, practic am vorbit cu cel din cu cel care ne citește. Sau avem nevoie să facem o campanie de outreach, trimitem un mail. E nevoie de comunicare. Creativitate, aici n-am mai mult la partea de conținut și de social. Pentru că dacă avem puțină creativitate, putem să facem, nu știu, să creăm un infografic interesant, să oferim niște informații interesante, sau să facem o poză interesantă, sau să scriem o postare interesantă, sau chiar să scriem un articol foarte interesant. În domeniul ăsta, dacă nu suntem cât de cât buni și pe partea de blogging, iar avem de pierdut. Trebuie să avem schimbări analitice. Sunt foarte multe date de procesat. Nu știu dacă știți, tot vorbește de big data, big data și se naște acolo, de părțire. Foarte, foarte multe de date de procesat. Dacă nu folosim ceva tool-uri să ne analizăm, să tragem concluzii bune și eficiente, riscăm doar să pierdem. Partea de research. Partea de research și partea de cuvinte cheie, partea de analiza competiției,
Și perseverența și răbdare. Și oare trebuie să se omul să întâmplă peste noapte. Nu azi, oameni și cum e de cheie, mâine e oră, să fie o lusă. Ar merge cu Facebook, puțin, pe brand. Nu putem spune că facem marketing online dacă nu folosim tool-uri. Sunt atâtea tool-uri pe web, foarte multe dintre ele sunt și gratuite, sau free trial, poate, le puteți folosi. Există tool-uri de auditare și analiză site, tool-uri de LinkedIn, tool-uri de analiză competiții, tool-uri pentru content marketing, pentru social media, pentru usability, pentru A/B testing, pentru analytici, inclusiv pentru email. Dacă nu folosim astfel de tool-uri, ne îngălăm foarte, foarte mult munca. De ce să nu le folosim pe statul, nu? Nu puteți face link building dacă nu știi pe unde au noștri. Nu putem să știm la ce trafic să ne așteptăm dacă nu folosim un Google Analytics. Cum putem să ne optimizăm apare de social media dacă nu folosim niște tool-uri de postări automate. Cum putem să facem conte dacă nu folosim, nu știu, tool-uri de keyword search, să vedem care sunt interesele noastre. Cititorii noștri. Auzi, ce bun e la OpenX? OpenX este un open source, făcut pe partea de SEO de români. Noi, acea media, am fost beta testări la ei și suntem continuare. Păi ce știți foarte merge foarte, foarte bine pe partea de analiză și raportare. Face foarte multe chestii. Nu știu dacă vreau neapărat să intru în detalii cu el. Este foarte complex. Vă invit să intrați pe OpenX.org să-l downloadați din instalați pe un server să vedeți ce vreau să facă. Faci analiză on page, key research, analize ale competiției. Nu știu. Nu, dar da. Automatizează foarte, foarte mult procesele de SEO. Adică sunt destul de multe procese de SEO care sunt sunt repetitive, task-uri repetitive, care mănâncă foarte mult timp și la un moment dat vrei să scapi cumva de ele. Trebuie să fim informați. Dacă nu suntem informați, de unde știm că a venit, nu știu ce, prin plin sau nu știu ce pană, nu? Atât nu suntem ochi, pentru că doar ziua să vedem ce mai bună. Are. Avem de pierdut. De exemplu, dacă a fost un penguin și eu am fost lovit de penguin și nu știu ce a fost, cum pot să fac o strategie pe termen lung sau pe termen scurt, să pot să revin cumva. Și Mihai a avut niște resurse foarte, foarte bune, pe care inclusiv eu le recomand. Majoritatea dintre ele sunt gratuite. Există foarte, foarte multe site-uri care scriu despre SEO, despre marketing, despre pay-per-click, despre email și despre social și despre orice alte strategii. Sunt resurse foarte, foarte bune, gratis, moca, îmi place nouă, trebuie să dați bani, trebuie doar să faceți ceva cum să le citiți. Cruz-click pe care 20 de ani. Rusfieri, da, este unul dintre părinții său, prin 90 și ceva, acum mai mult. Mi-ai luat acum câteva zile și să schimbați site-ul complet, cum îl știam la un moment dat. Până de când e mai? Dar site-ul foarte drăguț. Există și o metodă foarte bună de a învăța SEO și marketing. Și există chiar și o formulă magică pe care la mine am mers. Foarte bine, dar am mers. Cea mai bună metodă de a învăța sunt prietenii. Nu știu, aflați de o strategie nouă sau de un lucru nou, dacă nu testați, nu aveți de unde să știți dacă mergi. Inclusiv noi facem teste, poate un domeniu de test sau două domenii de test, pe care le folosim pentru a face lucruri de teste. Partea de link și partea de un page, partea de... și pe partea de tehnica SEO. Cum vă spuneam, este o formulă magică, că sunteți mai repede în SEO. Câți dintre voi vreți să învățați SEO mai repede? Mai repede. Toți. Mai repede decât ce? Mai repede decât ai putea să înveți singur. Inclusiv Ionuț, care s-a declarat pe blog că nu e special de SEO. Dar face content marketing. Și putea să mai înveți în Google. Formula magică... Bun, mai rămâne. Are cont de remarketing, acolo. Adică nu este nicio cale. Trebuie doar să fiți pasionați să vă placă domeniul ăsta. Și foarte, foarte mult să vă documentați să citiți. Asta, la asta am la mine. Eu îți fac mult nimic, vă citesc, vă mai terminat. Și
Și ca o paranteză, ce mai vedea Nicol de pe Facebook, nu știu dacă știți, se vede în spate acolo cu deșelul de pe Facebook? 21,9 milioane de like-uri pe Facebook, 21,9 de tweet-uri, 5.000 de plus 1 și 3.790 de share-uri pe LinkedIn. Auzi, cam puține plus 1, cum arată cu câte like-urile. Cam puține comentarii la câte like-uri are. Da, puține comentarii. Și ce zic, wow, ce cool e. Îți dai seama la România sunt doar 6.300-400.000 de utilizatori pe Facebook. Cum ar fi ca o parte din ei, gândi 200 să dăm share la un articol de pe like, și pe LinkedIn. Și pe LinkedIn, nu? Știți care e partea frumoasă la acest articol? Mi-a scris-o, nu? Da? Luminița sau viu, nu? La bani de blogul se numește Purpose Fairy. A, ce tare! Tare, nu? De ce credeți voi că au obținut atât de multe share? Și la titlu? Dată titlu? Pentru ce? 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 Primii frate de multe șeri. Nu am încercat să vândă nimic. Și ești mai fericit? Sunt mai fericit cu vorbesc aici. De fapt, nu e ceva în spate, că în spate este o companie care vinde Silva Method, chestii de yoga și așa mai departe. Nu, este un curs. Ba da, credeam, știu ce compania, știu persoana, știu un curs în spate. Adică, nu știu. Da, prin articolul ăsta, cu modul cum a fost scris, nu încercați să vândă nimic. Și asta trebuie să faceți și voi. Dacă aveți un e-commerce, nu încercați neapărat să vindeți produsul respectiv, să-i faceți un descriere de pe voastră. Puteți să scrieți orice despre nișa voastră. Am și câteva resurse pentru voi, pe care vreau să le citiți. Ultimul slide. Ultimul link este un slide de tu bullshit. Și vă recomand slide-urile 37 și 91. Asta a fost prezentarea mea. Vă mulțumesc că ați venit. Sunt avânt din și pentru că am făcut. Cum? Da, o întrebare. Care vine de la mine. Hai să vedem. Dintre tine de specialiști. Le voi pune eu pe slash. Nu, ce? A, nu. Stai. Era un record, dar unde găsim slide-urile? Pe lumea se uită pe ce.ro, facem follow-up după eveniment, după cu înregistrări plus deck-urile. Nu știu nimeni de chestia asta. Am întrebat ceva pe Facebook. O să puneți fight? Ce puse partea ta? Ce cool sunteți! Da, toată, deci, noi punem prezentările după eveniment și înregistrări. Da, pe nu, le vă remarcă că oricum, dar... Vă dăm cu treaba asta, exact. Deja comunitatea începe să fie de ce mai frumoasă și mai activă și atunci și nu mai trebuie reactivat. Și cu membrii foarte, foarte tineri. Și cu membrii foarte, foarte tineri. Felicitări. Da, chiar asta e o chestie nouă. Sper că ați fost molipsiți de SEO. Da, da, da. Sau trebuie pe aici. Ok, aveți întrebări sau ne retragem? Avem întrebări, le punem pe grup, nu uitați, grupul este extrem de activ. Mulțumim mult, Daniel! Vă mulțumesc mult pentru...